Fiecare sunet, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută 6 să te relaxezi și mai mult. 5. Ești mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Bun, foarte bine. Iar acum îndreaptă-ți atenția la respirație. Inspiră și expiră normal, natural. Iar cu fiecare expirație lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Într-un moment am să-ți dau o scurtă perioadă de liniște, timp în care atenția ta este îndreptată asupra propriei respirații. Cu fiecare expirație te relaxezi și mai mult, iar această perioadă de liniște începe chiar acum. Ușor, încet, îndreaptă-ți din nou atenția la vocea mea, începând din acest moment, pe întreg parcursul ședinței noastre, lasă ca fiecare expirație ta să te relaxeze și mai mult, în mod conștient sau inconștient. Bun, foarte bine! Într-un moment voi număra de la 1 la 3, iar atunci când voi spune 3, tu, Kaya, da, așa, o să te identifici, da? O să te percepi dincolo de materie, iar tu, Alexandru, caută și conectează-te partea sufletească a Ai. Sau a Elenei, să spunem. Că simt cu noi. Gabriela. Numele meu este Gabriela. Gabriela, da. Bun, foarte bine. A Gabriela, da. Bun. Gabriela, pentru că tu ai deschis discuția, spunem cum ești. Ce percepi? Deocamdată nimic. Gabriela, aș vrea să-ți atrag atenția că noi suntem ființe perceptuale. Deci noi avem 6 simțuri cu care percepem, da? Da. Faci un pic de zgomot casca ta. Casca mea? Da, da, da. Ok. Ce să fac cu el? Nu știu, mișc un pic. E așa o altfel. Ok. Acum? Mai facem, încă în fine. Așa. Bun. Alexandru? Da. Așa. Spune-mi, te rog, ce percepi. Este roșu portocalie, o emoție, din cap până în picioare, care se plimbă, adică din cap până în picioare. Deci o energie portocalie, da. Roșie, da? Bun. Spune-mi, te rog, dacă ai atins-o, ai identificat-o, da. Și ai cerut voie părții sufletești să lucrăm cu el pentru el. Deci, spune-mi în primul rând, deci cum apare? Ca o lumină, ca un corp energetic? Ca o dublură din viața asta. Deci, ca o, deci da. Dublura energetică din această viață, da? Și are o energie roșu-portocalie de jur împrejur, da? Așa, deci această
Tu o percepi ca fiind, de exemplu, o protecție proprie a ei? Nu, pe dinăuntru. Uită-te de unde este punctul de pornire, de emanație pe corpul ei energetic a acestei energii. Din partea mentală, ca o scurgere. Deci ca o scurgere din partea mentală, da? Da. Vreau să citești tu informația și să-mi spui ce provoacă această energie. Apoi analizăm ceșcu. Slăbiciune în corp. O slăbiciune în corp, se simte slăbită. Deci o să spun o întrebare, iar tu mă contrazici dacă nu e așa, da? Această energie roșu-portocalie din zona mentală care se scurge, se amestecă cu prana ei cumva? Da. Da, s-o... O diluiază, adică, da? Da? Deci ea ca și corp fizic și energetic preia prana asta diluată și prana ei original pleacă din sfera energetică undeva? Da. Unde? Se scurge la ființe subterane și după aia făcut o pachetă și trimisă undeva. Aș vrea să o întreb dacă dorește să chemăm pe expertul, pe șeful acestui amestec și acestor expediții în fața noastră. Da, a venit. Așa. Clopă de lumină închis în partea de jos, da? Înțepenit cu gura închisă, vorbește numai când îl întrebăm, da? Bun. Spune-mi ce entitate este. Demonia, că dăm sub formă unui porc. Așa. Spune-mi, te rog, dacă contractele sau legăturile cu această entitate au fost rupte și ea se află ilegal, să spunem, în sfera energetică sau trenează. Nu. Bun. Odată adus aici în față, deci se întrebe partea sufletească ce îi provoacă. În afară de slăbiciune fizică, deci lipsă de putere, da? Ai vrut să spui, da? Cumva. Și slabă ridicare. Nu, încredere și o confuzie permanentă. Cum face asta? Pentru că energia am văzut că vine de undeva din partea mentală. Există un set de părți acolo a lui? Un set de programe? Da. Între părțile mentale? Este mintea subliminală pe factor de rezistență sau în mintea logică? Mintea logică. Deci în mintea logică, da? Ca aia se interferează, da? Da? Așa. Vreau să știu dacă a devenit o parte a ei, da? Și dacă reacționează, de exemplu, cum ar fi acel examen care urmează, reacționează da. În locul ei, în locul, da. În locul părții de adult, da? Bun. Acum te rog să chemi sinele cu totul, deci suflet, spirit și conștiință, așa, să le chemi aici. Cheamă sinele, da. Conectează-te cu el și dă-i această informație, da? Și spune sinelui că Elena a apelat la această sesiune de hipnoză ca să desfacă acest blocaj, da? Și atâta timp cât această parte atașată, acest set de programe a entității care o blochează există, ea nu va putea face pasul următor. Este da. De acord sinele să rezolve această problemă cu părțile lui? Da. Bun, deci să lucreze, practic, noi nu spunem ce are de făcut cu părțile lui, dar cred că înțelege că trebuie eliminată, da? Da. Bun, foarte bine. Așa. Haideți să observăm mai departe, da? În primul rând, Elena, acum, iar am zis Elena în loc de Gabriela, scuze. Așa, Elena, Gabriela, așa. În primul rând, Gabriela, acum, deci... Trebuie să facă o tăietură, ca și cum ar deschide un fermoar, da? Și da. S-o ajut să iasă afară din toată energia asta, da?
Și toată energia aceea să pun o intenție puternică să se facă ghem ca un umăr, da? În partea stângă pune-o să aprindă un foc de catarsis. Da. De catarsis emoțional, de arderea programelor și emoțiilor, da? Da. Bun. Deocamdată nu arde acest cumul de energie pentru că ea, ca parte sufletească, trebuie să înțeleagă, da? Trebuie să înțeleagă, atingându-l, care a fost prima conexiune cu această entitate și cum i-a cedat puterea. Cum i-a dat voie aceste entități ca să facă lucruri în mintea și în corpurile și în existențele ei, da? Spune să atingă acel măr și să se concentreze, să-ți arate cum a venit în conexiune cu această entitate și ce contracte trenează întrucât el o urmează până în ziua de azi. Mi-a arătat înfățișare din viața când s-a conectat cu ea. Bun. Este, da. Haideți să mergem acolo, Alexandru. Tu ești deja cu un picior acolo. O iei și pe Gabriela ca formă de manifestare pe viața asta, da? Să-și facă o protecție din lumină pură, așa, și 1 și 2 și 3 suntem acum și aici în această viață, da. Înainte de a încheia acest contract. Bun. Sunt eschimos, sunt. Așa, deci este într-o viață de eschimos. Da, din, tot femeie este. Așa, așa. Cum se numește aici? Almera. Spune-mi, te rog, cu câte vieți în urmă este? 4. Deci cu 4 vieți în urmă, da? Bun. Așa, descrie. Este tot femeie, dar văd că are 2 bărbați. Ei, acolo în comunitatea eschimoasă se întâmplă multe nebuloase. Deci unde stă în casă clubul cu cei 2 stă. Stă împreună. Așa, bun. Ești conectați la o zeitate locală. Așa. Cum arată? În peșteră. Deci sunt conectați deja. Ei au imaginea ca un umanoid cu 3 capete, dar nu l-au văzut. Deci ei sunt deja conectați. Este un eveniment intermediar. Nu este înainte de a se conecta. Ești din scenă și tu și ea, 1, 2 și 3, și caută, te rog, înainte de a se conecta. Da, este o viață când este o fată orfană, fuge de acasă. Este într-o țară slavică de acum, preslavică, să spunem, Slovenia, da. Slovacia, de acolo. Da. Și fuge în sus, spre Norvegia. Da. Și dă de un cult secret, de o biserică. De ce a fugit singură, prin munți, să o mănânce animale sălbatice, așa? S-a fugit, s-a dus să-și caute de lucru. Aha. Cum se cheamă? A emigrat. Da. Da? Și deci dă peste un întâlnește, curs. Întâlnește, da, în drumul ei o sectă. Așa. Secta asta, deci, era izolată de, așa zisă, da. Civilizație, da? Da. Bun. Așa. Și ce îi spun? Vino la noi sau o iau cu forța? În primul rând, sunt numai femei. Și de asta se simte în siguranță să duce. Așa. Deci o atrag, da? Da, și când așa îi dau un lichid verde, să bea verde fosforescent. Așa, un drog ceva, adică, da? Da. Așa. Este făcut dintr-o plantă sau este o substanță, că se poate, de chimică? Substanță chimică. Așa. Ce provoacă această substanță chimică? Deci uite-te la, uitați-vă, deci ea ca formă de manifestare, ca și Gabriela, și tu, uitați-vă ce provoacă în corpul fizic. Unde se duce întâi? La creier, la organe? Defazare și se duce sufletul să facă contractul, parcă la lungă din corp cu substanța asta.
Deci îi dă o stare de aparentă separare și inconștiență, da? Da, prin brațe, da. Bun. Ne întoarcem în momentul când ia contact cu femeile din această sectă, da? Ea vine din viitor, deci vine ca formă de Elena, da? Se spune forme ei de manifestare de atunci, acelei fete, că să-i arate, practic, ce se întâmplă dacă ea va bea această substanță, da? Că această entitate va avea control mai multe vieți asupra ei. Odată știind toate astea, forma aceea de manifestare mai dorește să facă parte din sectă și să bea lichidul? Nu. Bun. Foarte bine. Să-și schimbe aici linia și schimbând aici linia o va schimba pe toată de aici încolo până la viața de azi, da? Da. Bun. Foarte bine. Aș vrea să arunci un ochi acum la Elena, de acum și aici, ca parte sufletească, și să-mi spui ce se întâmplă, ce schimbare s-a produs. Nu mai are energia roșiatică. Vreau să știu dacă mai are partea aia de programe. Da, să o elimine. Bun, foarte bine. Așa, haideți să rămânem încă în viața asta, da? Da? Și știi de ce? Pentru că vreau să vedem sfârșitul vieții ei, da? Momentul când iese din corp și această parte să sufletească, să înțeleagă că acel corp a murit de mult, da? Sunt găsite de cei cu biserica, religia și le este dat foc noaptea. Abia nu lasă ADN. Deci în acest corp a murit de mult. Ca urmare, tot balastul de emoții blocate, da, care nu și-au locul în această viață, de blocaje, de autoprograme limitative, de programe fals construite pe bază de coduri de întuneric, cred că este timpul să le iese, da? Să le ardă. Vrea să le mai care cu ea până în viața asta? Nu. Bun. Atunci să fac așa. Bun. Și acum, Alexandru, ascultă-mă cu atenție. 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Mergem cu Elena înainte de a lua acest corp, această formă de manifestare, da? Bun. Deci ea se află la reîntrupare, da? Descrie-mi un pic, te rog, cu cine este și câte posibilități de întrupare are. 3. Are una, se nască o fetiță nasă cu oasele strâmbe la mâini. Da. Deci ca să o sperie, să o determine să aleagă această... Una se nasc chiar ca femeie oarbă și cea de... Așa. Bun. Spune-mi dacă ea odată cu nașterea, de exemplu, a preluat că va rămâne orfană de mamă. Nu, că a preluat, dar a dat energie, că i s-a spus să fixeze cele două corpuri pentru sufletele care intră în ele. Că dacă nu le ia ea, să le repare. Așa. Deci a dat, practic, a îndreptat foton din suflet, da? La celelalte două întrupări. Da. Deci, practic, ea s-a întrupat în trei corpuri, dacă este să o luăm așa, da? Spune dacă aceste corpuri au fost folosite de entități. Ca și... Da. Deci, aceste corpuri trăiesc acum? Da, dar nu se active. Deci sunt carcase adormite, da? Bun. Elena, ca și suflet, dorește să mai lumineze, să mai energizeze aceste două corpuri. Atunci să-și retragă. Și ADN eteric și fizic, dacă i s-a prelevat în timpul vieții, da? Tot ceea ce a pus ca informație și ca energie, să retragă și să taie toate stringurile cu aceste două corpuri, da? Bun. Ce entități sunt lângă ea și i-au explicat să facă această chestie?
Deci religioși, Așa. aripații. Bun. Spune-mi, te rog, dacă ea în părțile ei, deci te uiți simultan, ești înainte de întrupare cu ea încă, da? Ca și cumul de puncte de lumină, dar te uiți și în viața de Elena. Vreau să știu dacă are o parte de religie, de programe de religie între părțile ei. Două. Deci două, da? Da. Bun. Vreau să te uiți dacă programele astea mai sunt active, adică dacă se mai roagă, dacă mai face chestii. Nu. Deci nu sunt active, da? Așa. Bun. Deocamdată rămânem așa aici, cu uitatul în paralel, da? Lângă Elena, acum cine se află? Ce ființe se află la întrupare? Nu este o mantidă. Da. Care, ce hologramă și-a pus mantida? Să arată așa ca mantidă? Cum o vedea Elena? Nu o vedea. Păi, deci o auzea ca o voce care îi spunea că trebuie să dai să repari celelalte corpuri și așa. Deci, mai departe, ce alte entități o să mai vină cu ea în această viață? Are un demoniac slăbănoc, ne care la observare numai. Nicio entitate nu stă degeaba fără să papi energie. Că noi nu le convine așa. Bun. Și bineînțeles, fața din civilizația lui Dumnezeu implicit. Da, dar religios sens că are. Da, așa, foarte bine. Să spun acestor entități, foarte liniștită, da? Uite, eu îmi reproduc acum propria întrupare, da? Și voi merge în această viață conform planului meu de lumină pură, fără să car programele voastre după mine, da? Deja în viața fizică am atâți ani, am trăit o parte din viață, dar toate programele rămân aici, da? Da. Bun. Haideți să intre în corp, da? S-a întrupat. Așa, să curețe toată informația nebenefică din câmpurile morfice. De la toate vârstele, din viața intrauterină, da? Apoi s-a născut până la vârsta de 7 ani, la 11 ani, 18 când se formează caracterul definitiv, 21 când toate părțile ei sunt gata. Da. 28, când a intrat în perioada de preadult, da? Și apoi din 7 în 7 ani până în zilele de astăzi, da? Da. Bun. Ajungem acum și aici. Stai așa. Elena. Elena, spune-mi cum te simți. Te simți bine? Da. Simți ceva anume? Înțepături în spate. Înțepături în spate, da? Bun. Foarte bine. Așa. Le simți ca furnicături de vindecare sau le simți neplăcut? Nu, neplăcut. Neplăcut, da? Bun. Alexandru, haideți să ne uităm acum. Ce este da, pe coloană? Da, parcă stă pe o pleacă cu ace. Deci vreau să știu dacă placa cu acest este detașată de ea, adică eu pun să se așeze peste ea. Da. Așa, așa. Și în momentul când este în poziție verticală, pentru că și ea și atunci simte deranjul ăsta. Da. Deci atunci, în da? În momentul când încearcă să conecteze cu partea sufletească. Deci partea fizică cu partea este ca un filtru de non-conexiune. Da, sau că și atrag atenția pe partea fizică. Cine a montat asta? Se cheme în față cu gura închisă, înțepenit. E multi-entitate. E tare câte o bucată, câte un ochi, o mână din fiecare. Da. Dar ce rasa demoniacă. Să atingă această entitate și să o despartă în entitățile din care este alcătuită. Deci, practic, aici avem de-a face cu un demoniac care parazitează alte două, trei entități. Nu-i așa? Care și-o lua bucăți din corp, nu că parazitează. Așa.
Păi și parazitează dacă da. Le-au luat bucăți din corp. Așa. Bun, deci el răspunde, da? Este unul și același cu cel din acea Da. Viață? Înseamnă că a încheiat... Spune că e copil descendent de-a lui, dar tot el e... Da, ei, ce spune el, nu-i prea dăm importanță și nici nu canalizăm, că nu vrem să auzim minciunile lor, da? Așa, cert este că a făcut un contract și pe această viață, pentru că până la această viață, contractele cu el sunt desfăcute, da? Ce contract a făcut și când în această viață? El este pus de ceilalți ca să o țină, să nu se conecteze cu partea sufletească. Da, da, ca să se manifeste în această viață, și a făcut apariția într-un fel sau altul în sfera energetică și a păcălit-o din nou. Că altfel pleca, ca urmare a încetării contractului. A fost într-o păpuș, într-o jucărie, când era mică. Uh-huh. Ea se simțea singură? Ce da. Vârstă avea? Ce vârstă avea atunci? Cam pe la 2-3 ani. Așa, așa. Deci ea se juca și acea păpușă, deci a început să-i vorbească în minte, da. Probabil, da? Bun, haideți să ne întoarcem cu ea la vârsta de dinainte de a avea acea păpușă, da? Aș vrea da. Ca partea sufletească Elena de adult să spună copilașului... Da, e o palmă, păpușă de mulia, îmi vorbește. Să-i spună sufletelul de 2 ani, nu te vreau în sfera mea energetică, nu vreau să mă păcălesc și pleacă. Atât. Pentru că entitățile nu se tem de nimic mai mult decât de puterea energiei sufletești a copilului, pură. Ele fac păcălelile care le fac, dar le fac cu un grad de risc, da? Bine, vreau da. Să știu ce s-a întâmplat, dacă a plecat. Da. Se spune să-și ia și părțile plecând. Din partea mentală, da. Care nu... Așa, foarte bine. Și placa în spate. Să-i trântească și placa în spate, da? Da. Bun. Elena, ascultă-mă cu atenție. Treacă mâinile una de alta. Treacă-le până când se înfierbântă, da? Da. Depărtează-le un pic și apropii-le. Așa. Simți energia dintre ele? Da. Este propria ta energie, Elena. O poți întrebuința ca vindecare, da? Modelează o bulă de lumină, da? Așa. Bun. Elena, ascultă-mă cu atenție. În mâna dreaptă ai mingea de lumină, da? În mâna stângă îți faci un pahar cu picior așa frumos, da? Pune bula de lumină acolo în pahar și bea această energie. 1, 2 și 3. Așa, în momentul când o bei, vreau să percep cum se întinde în toate structurile tale și le vindecă, da? Inclusiv pe toată șira spinării, până la coccis, da? Da. Foarte bine. Așa, inspiră și expiră adânc. Fie în această energie de vindecare. Bun. Alexandru? Da. Așa. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă. Descrie din punct de vedere ezoteric. Dacă se aliniază corpul energetic și energia ei care o înconjură. Bun. Haideți să ne concentrăm, dacă tot s-au rupt niște contracte, mai are entități în sfera energetică. Nu. A ieșit și partea, părțile de religie, de programe, da. Le-a scos afară, foarte bine. Bun. Așa. Spune-mi, te rog, dacă ea și-a făcut, conform cu părțile acelea atașate pe care le avea, un program că nu reușește anul în decrem la examen. Da, că nici nu are rost dacă nu reușește. Cu oricum, oricât de bine ar fi pregătită, ceva nu știe. Da, pentru că era un blocaj, da? Era o non-comunicare, da. Așa. Să treagă ușurel programul cu punctele, subpunctele și oglindirile lui și să-l ardă în acel foc de catarsis, da? Da. Bun. Problemele de memorie se datorau iarăși acestui lucru? Da. Bun. Așa, problemele de concentrare, tot la fel, că nu lucrau mințile între ele. Da, era acea energie roșie.
Mm-hmm.